pace și biruință de la Domnul. Iubiții Domnului, să-i mulțumim lui Dumnezeu căci El încă ne descoperă tainele Lui, slăviță pe numele Lui. El încă ne descoperă și încă ne face atenți și conștienți pentru a-L căuta pe El, slăviță pe Domnul. Voi citi un verset din Scriptură care spune așa, în Geneza, capitolul 4, versetul 7, spune așa: nu e așa, dacă faci bine, vei fi bine primit, dar dacă faci răul, păcatul pândește la ușă, dar tu, dorința lui se ține după tine, dar tu să-l stăpânești, slăvit să fie Domnul. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca păcatul să nu locuiască în noi. Doresc ca dorința păcatului să nu se țină după tine. Și aș vrea să întreb în dimineața aceasta, să mă întreb și pe mine: cu cine umbli tu? Cu ei slujești tu? Am vrea în dimineața aceasta să ne punem această întrebare, căci am vrut să vorbesc cu totul altceva, dar stând acolo pe scaun, Duhul Domnului mi-a schimbat direcția și El mi-a dat și să vorbesc. Și Dumnezeu să fie slăvit. Amin. Cum am spus și în altă dată, că și Dumnezeu vorbește unui popor ca unui om și unui om ca unui popor. Astăzi Duhul Domnului nu știu cui e vrea să-i vorbească, dar noi să spunem: vorbește, Doamne, căci robii Tăi ascultă. Amin. Și Dumnezeu să facă să ne deschidă inimile ca cuvântul Lui să pătrundă în adâncul inimilor noastre. Amin. Enoch umbla cu Dumnezeu, apoi nu s-a mai văzut, pentru că l-a luat Dumnezeu. Noe era un om neprihănit și fără pată între cei din vremea lui. Noe umbla cu Dumnezeu. De aceea, iubiții mei, am întrebat și eu în dimineața aceasta: cu cine umbli tu? Cu cine umblu eu? Sau cui slujești tu? Sau cui slujesc eu? Iubiții Domnului, haideți să facem ca păcatul să nu mai stăpânească în inimile noastre. Haideți să facem ca păcatul să nu mai aibă loc în inimile noastre și în casele noastre. Slăvit să fie Domnul. Amin. Cuvântul Domnului din dimineața aceasta este din Isaia 53. Și am zis: Doamne, eu de aici nu am vorbit decât de puține ori sau doar câteva versete, dar cuvântul Domnului în dimineața aceasta m-a îndreptat spre lucrul acesta. Și cuvântul lui Dumnezeu spune așa, și ar vrea să ne pătrundă în inimile noastre, că aici vorbește Domnul, cuvântul lui Dumnezeu, despre Domnul nostru Iisus Hristos, Cel care ne-a purtat povara, ne-a purtat păcatele și ne poartă poverile. Și El a fost jertfit pentru tine și pentru mine. De aceea am întrebat în dimineața aceasta: cu cine umbli și cu cine umblu? Și Dumnezeu să fie slăvit, să ne facă să umblăm cu Hristos, slăvit să fie numele Lui. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea Lui ca o odraslă slabă, ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne se atragă privirile, și înfățișarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa disprețuit că ți întorceai față de la El și noi nu L-am băgat în seamă. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre, pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El. Și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Amin. Noi rătășeam cu toții ca niște oi, fiecare își vedea de drumul Lui. Dar Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înainte și roșou tund, n-a deschis gura.
El a fost luat prin apăsare și judecată. Dar cine din cei de pe vremea lui a crezut că el fusese șters de pe pământul celor vii și lovit de moarte pentru păcatele poporului meu? Groapa lui a fost pusă între cei răi și mormântul lui la un loc cu cel bogat, măcar că nu săvârșise nici o nelegiuire și nu se găsise niciun vicleșug în gura lui. Domnul a găsit cu cale să-l zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă, pentru păcat va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăji prin mâinile lui. Amin. Iubiții Domnului, mă întorc înapoi în cuvântul lui Dumnezeu de la versetul 3, care spune așa: disprețuiți și părăsiți de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Iubiții Domnului, de multe ori și noi îl desprețuim, de multe ori noi călcăm în picioare harul acesta minunat, ca El ne l-a lăsat nouă ca noi să avem timp de pocăință. De multe ori, iubiții mei, treci pe lângă El și nu-L bagi în seamă. Iubiții Domnului, de multe ori Duhul Sfânt bate la ușa inimii tale și îți spune: pe unde umbli, pe ce cărări ești, dar tu îl desprețuiești și nu-l bagi în seamă. Acesta a fost Iisus Hristos, care a murit pentru tine și pentru mine. Iubiții Domnului, în dimineața aceasta, haideți să stăm înaintea Lui cu inima deschisă. Amin. Și spunem: Doamne, intră în inima mea și doresc ca de astăzi încolo să merg împreună cu Tine în orice clipă. Doresc, Doamne, ca Tu să mă călăuzești în fiecare ceas și Dumnezeu să fie slăvit. Voi citi un cuvânt din Cartea Evreilor, din capitolul 4 cu versetul 15. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa: căci nu avem un mare preot care să aibă milă de slăbiciunile noastre, ci unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat. Iubiții Domnului, de aceea vă spun că mă minunez de cuvântul lui Dumnezeu și văd cum face El legătura între cuvinte. Deci dacă păcatul se ține după tine, tu să-l stăpânești, să umbli cu Dumnezeu, iubiții Domnului. Haideți să nu mai umblăm pe două cărări, căci nu putem sluji la doi stăpâni, iubiții Domnului, ci mai degrabă să ne alegem un singur drum, ori cu Dumnezeu, ori cu lumea, și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. În Evanghelia lui Ioan, în capitolul 1, versetul 10 și 11 spune așa: El era în lume și lumea a fost făcută prin El, dar lumea nu L-a cunoscut. A venit la ai săi și ai săi nu L-au primit. Iubiții Domnului, dacă tu L-ai primit pe Dumnezeu în viața ta, dacă eu L-am primit pe Dumnezeu în viața mea, haideți să lăsăm să lucreze la inimile noastre. Sibrio se vrada varmina caute verminae. Orice duc de împotrivire să n-aibă putere. Amin. Totuși El suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui și noi am crezut că este pedepsit și lovit de Dumnezeu și smerit. Iubiții Domnului, vorbeam odată cu cineva și îi spuneam: tu știi că Hristos a murit și pentru păcatele tale. Dar El îmi spune: eu pe timpul acela așa, râzând pasjocoritor, eu nu eram. Zic, nu erai pe pământul acesta, dar zilele tale erau trecute acolo sus în ceruri. Și știa Domnul pe unde vei umbla. De aceea am zis: nu călca acest sânge în picioare. Asta facem și noi de multe ori. Și Dumnezeu să fie slăvit și binecuvântările Lui să cadă peste noi, că asta ne plac nouă, binecuvântările ne plac, dar mustrările și când El ne mai lovește cu nuiaua, nu ne place. Dar vreau să vă spun un lucru, cuvântul acesta nu l-aveam pregătit și nici nu m-am gândit la el.
Dar cuvântul lui Dumnezeu spune așa, căci Dumnezeu pe fii care sunt fii îi bate, dar dacă n-am fi fii, am fi fii din curvie și nu suntem fii al lui Dumnezeu. De aceea Hristos s-a jertfit și a murit pentru tine și ne-a dat această putere și ne-a dat, mai bine spus, ne-a dat acest nume frumos să ne numim fii de Dumnezeu și Dumnezeu să fie slăvit. În Cartea Evreilor, în capitolul 9, cu versetul 28, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, tot așa Hristos, după ce s-a adus jertfă o singură dată, ca să poarte păcatele multora, să se arate a doua oară, nu în vederea păcatului, ca să aducă mântuirea celor ce l-așteaptă. Iubiții Domnului, deci noi așteptăm venirea Domnului, dar să vedem cum îl așteptăm. În Cartea Corintenilor, cuvânt Pavel spune, sunt gelos spre voi, cu o gelozie după voia lui Dumnezeu, căci v-ați logodit cu cine? Cu Hristos. Iubiții Domnului, noi suntem logodnică, că nu suntem mireasă. Dacă doi tineri se logodesc și tânărul vede că logodnica lui nu se ține curată și fără pată, mai merge la căsătorie, rupe legământul. Așa și Hristos va face cu mine și cu tine dacă noi nu ne păstrăm curați și Dumnezeu să fie slăvit. Versetul 5 mai departe spune așa, dar El era răstrepuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădeleșile noastre. Pedeapsa pe care ne dă pacea a căzut pe El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Iubiții Domnului, prin rănile Lui Hristos noi suntem tămăduiți. Prin rănile Lui Hristos am fost mântuiți. Uitați-vă la Pavel, la David, nu la Pavel, care spune în Psalmul 51 după ce a păcătuit. El îmi spune că Doamne, dă mântuire înapoi. Deci el mântuirea nu și-a pierdut-o. Și și-a pierdut bucuria mântuirii, vieții mei. De aceea și noi, de multe ori când greșim că suntem oameni, vedeți că nu mai ai bucuria aceea mântuirii. Nu mai ai bucuria aceea în suflet. De aceea Dumnezeu să ne facă, cum am spus, cum am citit cuvântul lui Dumnezeu de la început. Noi să stăpânim păcatul și să vedem cu cine umblăm, slăvit să-i fie numele Lui. Voi citi un cuvânt din Romani, din capitolul 4, cu versetul 25. Cuvântul lui Dumnezeu spune așa, care a fost dat din pricina fărădelegilor noastre și i-am fiat, din pricina că am fost socotiți neprihăniți. Iubiții Domnului, deci noi am fost socotiți prin rânele lui Hristos, prin jertfa lui Hristos de la Golgota și Dumnezeu să fie slăvit. În 1 Petru 3 cu 18, cuvântul lui Dumnezeu spune așa, 1 Petru 3 cu 18, Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, ca să ne aducă la Dumnezeu, El a fost omorât din trup, dar a fost înviat în Duh, slăvit să fie Domnul. Iubiții Domnului, haideți în dimineața aceasta să stăm bine înaintea lui Dumnezeu și să ne întrebăm cu cine umblu eu și Dumnezeu să fie slăvit. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un mel pe care îl duci la măcelărie și ca o oaie mută înainte celor și oltund, n-a deschis gura. Iubiții Domnului, noi când trecem printr-o suferință, noi când trecem printr-un necaz, mereu cârtim, mereu ne punem întrebarea de ce. Dar haideți să ne punem întrebarea, spunem, când păcătuiești, spune, de ce am păcătuit? Pentru că eu cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Este adevărat că Dumnezeu nu ne ține în seamă păcatele noastre, că știe din ce suntem făcuți. Dar iubiții Domnului, noi trebuie să avem grijă pe unde călcăm și Dumnezeu să fie slăvit în toată lucrarea Lui. În 1 Petru 2 cu 23, cuvântul lui Dumnezeu
să vedem ce vrea să spună. 1 Petru 2, 23 spune așa: când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător. Cum am spus, iubiții Domnului, noi când se întâmplă ceva în viețile noastre, murmurăm. Dacă Dumnezeu ne trece printr-o încercare, întrebăm de ce. Dar, iubiții Domnului, cum ai ști cuvântul, dacă suntem fii, nu suntem fii din curvie. De aceea să-i mulțumim Domnului, că am zis la cineva odată și am zis: bă, frate, nu știu de unde ai tu atâtea binecuvântări. Ești atât de binecuvântat de umbli cu tot felul de mașini, le schimbi, cum schimbă alții șosetele. Tu vei duminică la adunare, spui că cade harul peste tine, dar tu pui oameni să-ți lucreze. Este binecuvântare la Dumnezeu? Iubiții Domnului, eu vă spun că nu. Odată și îți merge numai din bine, tot în bine, s-ar putea că te binecuvintează altul. S-ar putea că te binecuvintează Domnul văzduhului acestuia. S-ar putea că te binecuvintează altcineva și nu mai umbli cu Dumnezeu. De ce am întrebat și mă întreb? Și întreabă-te și tu, cu cine umbli tu? Și Dumnezeu să fie slăvit. Amin. În toată lucrarea Lui. Voi citi un alt cuvânt din 1 Ioan 3:5. 1 Ioan, capitolul 3, versetul 5, care spune așa: și știți că El s-a arătat ca să ia păcatele și în El nu este păcat. Iubiții Domnului, Domnul Hristos a venit odată, ne-a răscumpărat de păcat, El a fost fără păcat. Iubiții Domnului, spune că El, în El nu este păcat. Și aș vrea să citesc un alt cuvânt în 1 Petru 2:22, care spune așa: El n-a făcut păcat și în gura Lui nu s-a găsit vicleșug. Iubiții Domnului, să ne ajute și pe noi, bunul Dumnezeu, ca în gurile noastre să nu se găsească vicleșug, ca în gurile noastre să se găsească doar cuvinte de laudă, să se găsească doar cuvinte din Scriptură, doar cuvântul lui Dumnezeu. Să ne ajute bunul Dumnezeu la toate lucrurile acestea. Mai departe, versetul 10 din Isaia 53 spune așa: Domnul a găsit cu cale să zdrobească prin suferință, dar după ce își va da viața ca jertfă pentru păcat, va vedea o sămânță de urmași, va trăi multe zile și lucrarea Domnului va propăși în mâinile Lui. Iubiții Domnului, cum am spus, Domnul Hristos a venit, El a murit pentru tine, a murit pentru mine. Pentru ce? Pentru ca să aibă o sămânță de urmași, ca Domnul să vadă lucrarea Lui, jertfa Lui, sângele Lui de la Golgata, cum am spus, să nu fi curs în zadar, ci în fiecare zi noi să ne apropiem mai mult de El și de cuvântul Lui, slăvit și lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. În cartea Efesenilor 1, versetul 5 și 9, cuvântul Lui Dumnezeu ne vorbește astfel. În versetul 5 spune așa: ne-a rânduit mai dinainte să fim sfinți prin Hristos Iisus după bună plăcerea voii sale. Și versetul 9, căci a binevoit să ne descopere taina voii sale după planul pe care alcătuise în sine însuși. Slăvit și lăudat să fie numele Lui Dumnezeu. Și vreau să mă citesc un alt cuvânt din 2 Tesaloniceni, din capitolul 2 Tesaloniceni 1:11. Cuvântul Lui Dumnezeu vorbește astfel: de aceea ne rugăm necurmat pentru voi, ca Dumnezeul nostru să vă găsească vrednici de chemarea Lui și să împlinească în voi cu putere orice dorință de bunătate și orice lucrare izvorâtă din credință. Amin. Iubiții Domnului, îmi doresc și vă doresc la toți cei care ascultați cuvântul lui Dumnezeu în această zi, ca bunul Dumnezeu să ne găsească vrednici de chemarea Lui
și Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți. Amin.